Întrebare de 10 puncte, dragii mei. Bubuie Elrondul, ce se întâmplă cu acest ecosistem și oare ce anunț va face Beniamin Mincu? Pentru că probabil mulți așteptați marele anunț din partea ecosistemului Multivers X prin Beniamin Mincu. Însă, dragii mei, sunt aici ca să vă spulber toate visele voastre. Nu, nici de cum. Știți bine că nu fac asta, ci încerc să vă aduc cât de mult plus valoare pot, fiind un canal pur educativ. Vă salut cu respect pe planul ăsta și bun venit aici pe canal. Vă aștept cu un like și cu o abonare pe toți cei care sunteți noi. Ideea este că, indiferent, vreau să înțelegeți un element foarte, foarte important, indiferent de ce anunță Beniamin Mincu, nu va schimba foarte mult proiecția per total a ecosistemului Multiverse X, pentru că ei sunt un proiect care încearcă să crească pe cale organică, sunt foarte, 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 foarte sustenabili din punctul meu de vedere și adopția necesită timp. Eu, oricum, proiecția lor este clară. Dar anunțul acesta poate să, în cazul în care o să avem o inflație din partea Fed-ului favorabilă, în cazul în care BTC-ul sare de 43.000 și închide pe time frame de o lună cu o lumânare peste range-ul de la 43.000, în cazul în care toate lucrurile din punct de vedere a știrilor pentru piață sunt favorabile, deci toate lucrurile astea, dacă lucrează împreună și cu un anunț bombă din partea lui Beniamin, putem să vedem o creștere poate pe Elrond de 15%, 20% și în următoarea perioadă poate chiar mai mult. Dar asta va fi corelată cu piața cripto, cu toată piața de criptovalute și cu Bitcoin, care dă sau dictează, dă direcție. Ăsta e cuvântul potrivit. Nu, să nu credeți că orice anunț ar face Beniamin, orice anunț ar face, să nu credeți că prețul va crește peste noapte 3-4 ori. Nu cred că există așa ceva. Dar dacă aveți o altă părere, vă invit cu drag și cu respect să o lăsați în comentarii. Cu toate acestea, cumva poate o să consolideze viziunea per total a ecosistemului Multiverse X. Ca și pont, cel mai bun pont pe care pot să vi-l dau este să fiți prudenți, să fiți cu băgare de seamă. Astăzi este o zi importantă pentru piața cripto. Vă fac un scurt update și pentru Bitcoin, pentru toți pasionații de aici, de la mine, de pe canal, care vreți să fiți la curent cu cele mai importante și relevante update-uri din zona asta. Grijă la leverage, pentru că astăzi s-ar putea să avem volatilitate, o să avem ceva artificii, mult spus, din partea Fed-ului, ceva date din partea rezervei federale, dar astăzi pot să cotesc o zi în piață ca fiind una de tip observator. Știți bine că v-am învățat de multe ori că sunt zile în piață de tip observator. Zile în care tranzacționăm, zile în care nu tranzacționăm și nu urmărim piața și zile în care urmărim piața, nu tranzacționăm, ci doar observăm ce se întâmplă în piață. De ce? Ca să putem să luăm decizii bune. Asta face un om care cumva îi de succes când vine vorba de tranzacționare. Să țineți minte, un trader profitabil nu este un trader care toată ziua a intrat în tranzacții. Un trader care a intrat în tranzacții, de cele mai multe ori toată ziua, nu e un trader profitabil. Voi în tranzacționare trebuie să așteptați momentul perfect. Astăzi e o zi de tip observator pentru că s-ar putea să avem parte de puțină volatilitate în piață. Dar nu cred că o să fie o volatilitate care o să schimbe direcția Bitcoinului, care este, din punctul meu de vedere, bullish. Țineți minte că sâmbătă v-am făcut un clip, tot așa de pe drum, tot din mașină, în care vă spuneam că este gata, da? Că este totul gata. De ce vă spuneam una ca aceasta? Pentru că, din punctul meu de vedere, s-a terminat corecția aia mare pe care cei mai mulți, probabil, că ați așteptat-o și nu a venit. Am avut doar o străpungere falsă sub 40.000, ne-am întors înapoi în range. Indiferent de câtă volatilitate vom avea, vreau să vă spun lucrul acesta. Hai să o împachetez în felul ăsta. Ne vom întoarce înapoi în range-ul de la 43
de mii, ca să consolidăm acolo, ca mai apoi Bitcoinul să crească. Deci chiar dacă să spunem în felul următor, când avem anunțuri, ăsta e un alt pont care vi-l las, când avem tot felul de anunțuri din partea Fed-ului, din partea Americii și așa mai departe, anunțuri care pot să provoace reverberații din punct de vedere economic pentru sau preț de câteva zile, da? Puteți, de exemplu, cel mai inteligent lucru pe care puteți să-l faceți în ziua anunțurilor este să puneți ordine de buy mai jos. De exemplu, procentual minus 5% BTC din punctul ăsta, minus 10% pe AVAX din punctul ăsta, minus 10% pe TIA din punctul ăsta, minus 10% pe MANTA din punctul ăsta, minus 10% pe DOT din punctul ăsta. Să puneți ordine de buy și dacă vedeți lumânări, adică flash crash-uri, să vă preia ordinele acelea de buy pe care le aveți și puteți să marcați profituri faine în timp relativ scurt. Pe spot, atenție, grijă cu leverage-ul. Mulți folosiți leverage inconștient și nu știți cum se folosește corect leverage-ul. Foarte important. Dacă vreți să aprofundați, aveți link în descrierea clipului să deveniți membri premium în Greco Capital pe Discord, unde vă țin mult mai ancorați la tot ce se întâmplă, unde discutăm mult mai detaliat cu privire la piața asta, unde puteți să vă plasați eficient și să vă uitați mai îndeaproape la deciziile pe care eu le iau și de ce nu alți profesori studenți din școală de la noi, ca să faceți bani. Una peste alta, astea sunt lucrurile de actualitate, lucrurile importante pe care vreau să vi le las să le cântăriți.